Vă rog. Tocmai am spus că în ceea ce privește noul an școlar, vor fi o serie de măsuri derivate din Legea Educației Naționale cu efect imediat, iar aceste măsuri vor fi spuse toate la începutul anului școlar, repet, după ce în această săptămână vom definitiva toate procedurile cu inspectorii școlari generali pentru a avea o aplicare unitară în sistem. Vă rog. Cum comentați unele afirmații venite despre opoziție, cum că ați făcut-o așa fel încât să fie dezastru la BAC pentru a vă justifica nevoia de reformă, în sensul pe care le-ați dat vreodată? Doar o minte bolnavă poate să gândească așa. Nu comentați puțin mai mult? Doar o minte bolnavă poate să gândească așa. Vă mulțumesc. Categoria din care va face parte fiecare universitate va fi menționată și pe diploma absolventului? În diploma absolventului va figura numele universității. Repet, aceste categorii, vreau să fim, să se înțeleagă foarte clar acest lucru. Nu, prin plasarea acestor universități în aceste categorii, nu încorsetăm o universitate într-o anumită categorie. Ea poate să evolueze în timp. Universitatea poate să se dezvolte și sunt convins că vor fi universități care vor schimba categoria, fie în urma unor fuziuni, cum ați văzut că s-a anunțat, de exemplu, la Timișoara, fie în urma creșterii calității, fie în urma recentrării activității universității. Așadar, acest proces fiind un proces dinamic, va fi pe diplomă, este conform prevederilor legale în vigoare, sunt menționate doar prevederi legate de universitate. Nu raportate date false. Poftiți? Spuneați că au fost raportate și date false. Fiind primul astfel de efort, dacă vreți, din partea universităților, am dorit ca pe întreg parcursul acestui demers să ministerul să nu adopte o atitudine, să spun așa, ostilă față de universități, dimpotrivă. De aceea, după primele raportări, am sesizat că sunt o serie de lucruri care nu puteau să corespundă realității. Am redeschis baza de date un anume număr de ori pentru ca toate universitățile să poată să-și corecteze aceste date. Am pornit de la intenția de bună credință și de aceea nu aș dori să spun aici, să dau nume de universități, pentru ca să nu se înțeleagă că, de fapt, unele universități ar fi vrut să trișeze. Vă puteți uita pe site-ul pe care v-am spus, pentru că acolo există datele raportate în luna mai, după care modificările ulterioare. Au fost cazuri, pot să vă dau exemple, a fost cazul unde s-a pus virgula greșit și în loc de 3.000 s-a raportat 30.000. Deci sunt niște lucruri care eu cred că țin de faptul că este un prim astfel de demers și încă o dată vreau să mulțumesc universităților pentru modul exemplar în care s-au mobilizat. Însă ceea ce este clar este că această că acum eu cred că toată lumea a înțeles foarte clar despre ce este vorba și sunt convins că universitățile de acum înainte vor raporta corect. De altfel, unul dintre lucrurile pe care le va face ministerul este să facă o pregătire, să discutăm cu câte un membru sau doi personal tehnic din fiecare universitate, să vedem cum se vor realiza aceste lucruri în viitor, astfel încât să nu mai fie această sarcină administrativă foarte dificilă pentru universități, să avem un sistem predictibil de raportare, an de an să se raporteze aceleași lucruri, aceiași indicatori, astfel încât lucrurile să poată să fie predictibile de acum înainte. Deci nu aș dori să accentuez și sau să îngroșăm acest lucru, pe care eu consider că a fost un demers de bună credință al universităților. Dar, sigur, au fost astfel de cazuri. Îl voi discuta direct cu rectorii acelor universități, pentru că nu cred că au fost lucruri care să fie cu intenție. Au spus că din cauza subiectului practic la matematică. Da, deci este greșit, subiectele sunt diferențiate în funcție de profiluri, în primul rând, doi la mână. Evident că am avut în urma, deci după ce examenul s-a finalizat, Centrul Național de Examinare și Evaluare mi-a prezentat un raport din care reieșea foarte clar că dificultatea subiectelor este în linie cu subiectele care se dădeau de obicei, că aceste subiecte verificau competențe de nivel scăzut, mediu și pentru un număr foarte mic de puncte.
competențe de nivel înalt, altfel spus, pentru cei care treceau spre notele mari. Deci, desigur că resping orice fel de... cum de altfel resping orice fel de acuzație că rezultatele de la bacalaureat ar fi putut să fie distorsionate din motive, repet, gândite doar de... care nu pot să fie gândite decât de niște minți bolnave. Voi face o conferință de presă împreună cu secretarul de stat responsabil pe acest subiect. Voi face publice aceste lucruri într-un interval de timp foarte scurt, după ce, repet, am stabilit reperele cu inspectorii școlari generali pentru a avea unitate în sistem. Nu doresc să transmit acum niște mesaje care iarăși pot să fie interpretate în moduri doar de oamenii rău intenționat gândite. Ce le recomandați celor care au plecat? Să-și urmeze cursul vieții, așa cum și l-au așternut până acum. Pot să ia bacalaureatul anii viitori, cu condiția să învețe. Foarte mulți dintre ei au dobândit competențe și certificate de competențe în domenii care sunt cerute pe piața muncii și cred că pot să-și continue viața într-un mod foarte decent și foarte corect pentru palierul pentru care s-au pregătit, în mod evident. Puteți au oamenii șanse de integrare în piața muncii a aceștia acum fără Exact acele șanse pe care pregătirea lor și competențele lor le oferă. Ce șanse are viitorul României în aceste condiții? Câți sunteți oameni să repetați procentul final al celor care au trecut aceste... 111.125 de elevi. Este foarte greu de calculat un procent global, pentru că numărul înscrișilor s-au înscris la sesiunea a doua și elevi care nu se înscriseseră la prima sesiune, dar undeva în jur de 50 și ceva la sută procent, 53% procent național, global. Da, repet, fiecare își va găsi un loc în societate în funcție de pregătirea sa. Da, deci procentul, doamna Gheorghiță, procentul la prima sesiune fiind de 45%, la cea de-a doua de 16% cu un număr de înscriși pe jumătate, asta vine undeva la 53%, dar matematic nu se poate calcula un procent global, pentru că numărul de înscriși au fost înscriși în sesiunea a doua care nu s-au regăsit în prima, deci pentru... De ce ne considerați responsabili de această situație? Important este să ne uităm spre viitor. Este prea puțin important cine este responsabil și dacă mă întrebați punctual, aș spune că cred că este vorba de o responsabilitate colectivă, cred că este vorba de o responsabilitate pe care trebuie să ne asumăm ca națiune. Ar fi ieftin, politicianist și un lucru care am încercat să nu mă caracterizeze, să arunc în stânga și în dreapta cu tot felul de cuvinte goale de conținut. Asta este fotografia societății românești de astăzi, de aici trebuie să o ducem mai departe și vă asigur că o vom duce. Vreau să fac aici o remarcă. Vreau să mă distanțez de toți cei care vor o Românie cu mână întinsă. Eu vreau o Românie cu fruntea sus. Și cred că împreună cu cei care sunt cei mai buni, vom avea o Românie care stă cu fruntea sus și nu una care stă cu mână întinsă. Sunt o serie de opțiuni pe care universitățile care vor avea dificultăți în completarea locurilor pot să le urmeze. Desigur, s-a observat foarte clar după prima sesiune a bacalaureatului că elevii s-au îndreptat înspre universități bune. Au fost multe universități care au avut un număr mai mare de candidați ca în trecut, s-a intrat cu medie mai mare decât în trecut și că elevii și studenții au ales să nu mai meargă spre universități cu viitor incert. Universitățile dispun de o foarte largă autonomie în conform noii legi a educației naționale, iar universitățile, repet, au o serie de opțiuni. Sigur, una dintre opțiuni este fuziunea universităților. Aș dori să ne imaginăm câteva minute, dacă se poate, cum ar arăta o Românie în care Timișoara ar avea o singură universitate, ar fi o universitate foarte puternică, unde Iașul ar avea
o universitate din nou foarte puternică. Este această opțiune de fuziune a universităților. Este o opțiune pe care am declarat, ministerul o încurajează, dar este opțiunea suverană a universităților. Sigur că acum toate universitățile își vor adapta procesele pentru situația în care trebuie să-și concentreze resursele. Și vreau să fac aici o paranteză. Eu nu cred că este realist ca o universitate tânără, care poate să aibă un rol local extrem de important, să încerce să-și dezvolte 40-50 de specializări. Disiparea resurselor a fost unul dintre motivele pentru care universitățile românești nu au reușit până acum să intre în topuri, să fie unele dintre ele competitive internațional. Este opțiunea universităților. Am spus că voi avea întâlniri cu fiecare, cu rectorii din fiecare grup de universități pentru a defini drumul pe care se va merge, și ministerul sprijină deopotrivă universitățile publice și cele private în acest demers de optimizare a calității.